Deputatul PSD Dumitru Coarnă a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul partidului că a votat împotriva proiectului de lege privind desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție depus de guvern la finele lunii trecute, susținând că proiectul este neconstituțional în condițiile în care inițiatorul a introdus un articol care, în opinia deputatului, transformă Consiliul Superior al Magistraturii în judecător de cameră preliminară. Eu vă pot informa că ieri, de exemplu, am avut ședință de plen în Camera Deputaților. Pe ordinea de zi, un punct a fost acel PLX cu privire la desființarea secției speciale de cercetare a magistraților. Sigur că noi am votat împotrivă, am încercat să convingem că această decizie este neconstituțională, mai ales motivat de faptul că au introdus un articol în această inițiativă legislativă, din care rezultă un aviz imperativ din partea CSM. Practic transformă și CSM-ul în judecător de cameră preliminară. Este clar neconstituțional. Am încercat să explicăm lucrul ăsta. Am încercat să explicăm faptul că toate asociațiile magistraților din România se opun aceste inițiative legislative și nu numai. Și asociațiile externe au trimis puncte de vedere în aceeași logică, că este neconstituțional și este, dacă vreți, în dezavantajul justiției această atitudine cu privire la judecători. Sigur că dacă considerăm, ne-am încercat să le spunem că dacă erau niște neajunsuri în reglementare, puteam să discutăm pe acea reglementare și puteam să lăsăm competența în cadrul parchetului general cu înființarea unor secții la nivel de curs de apel, pentru că până la urmă judecătorul trebuie să se simte liber în decizia pe care o ia. Am observat că se dorește practic întoarcerea undeva la primitivismul justiției din anii 2014, 2015, 2016, 2017, când DNA-ul subordonat președintelui, nu, făcea acea justiție televizată. Și dacă priviți statistic pe acele dosare penale, o să vedeți că la finalitatea judiciară dosarului penal avem 52% achitări, care spune extrem de mult. Spune extrem de mult, practic judecătorii erau șantajați pe anumite decizii și de aceea și asociațiile profesionale se opun cu vehemență aceste inițiative legislative. Eu personal am primit mai multe materiale de la asociațiile respective și am încercat, atât când ne-a permis Constituția, să blocăm această inițiativă. Vreau să vă informez că Senatul este cameră decizională. Noi deja avem pregătit textul pentru a ataca la curte această inițiativă. Clar, este neconstituțională în opinia noastră. Am avut o declarație politică tot ieri, în care am atras atenția cu privire la fermierii din județul Călăraș și aici m-am axat pe două paliere, despăgubirile pentru seceta anului agricol 2019-2020. Am formulat amendamente în acest sens, amendamente care au fost respinse și palierul 2, tot cu privire la seceta era, au legătură directă cu finanțarea sistemului de irigații pentru a fi, dacă vreți, capacitat la nivel maxim ca să putem să dezvoltăm acele acțiuni concrete de irigare a suprafețelor agricole, în condițiile în care știți mai bine decât mine că din suprafața totală județului Călăraș, 84% este suprafața agricolă și trebuie să dezvoltăm acțiuni concrete în acest sens. Am avut o declarație politică pe care am citit-o în plenul Camerei Deputaților, am făcut și o declarație de presă în acest sens. Noi încercăm să folosim acele pârghii pe care Constituția ne le conferă în ceea ce privește activitatea parlamentară, sigur, cu declarații politice, interpelări, am avut și interpelări la nivel de Ministerul de Interne, lucrez la o altă interpelare pentru Ministerul Învățământului, o să urmeze o altă interpelare pe care o să depun pentru Ministerul Agriculturii. Deja s-a amânat în discuție o moțiune simplă în ceea ce privește Ministerul Agriculturii, pentru că sunt extrem de multe probleme din punct de vedere profesional în ceea ce privește finanțarea corectă a acestei ramuri importante din economia românească. Până la urmă, eu cred că în acest moment agricultura este principala ramură care susține economic bugetul de stat și trebuie tratat cu responsabilitate. Vreau să mai fac câteva precizări. Din audiențe a rezultat undeva la Otenița că erau probleme cu într-un județean 411. Am luat legătura cu domnul președinte, era titularul dreptului și sigur că a intervenit în acel contract. Se lucrează acum la reabilitarea în tot acelui drum județean.
în baza clauzelor pe care le-am avut în contract. Deci lucrurile se vor așeza în logica firească a contractului și vor efectua în toate acele reparații capitale, pentru că, în opinia mea și în opinia noastră, nu au fost executate corect lucrările de reamenajare a drumului. Personal nu mă ocup de acest lucru, mergem acolo și vom clarifica aspectul ăsta, pentru că au fost foarte multe comentarii pe această speță în zona Radovan. Deci drumul va fi reabilitat în tot, așa cum sunt prevăzute clauzele contractuale. Dacă sunt discuții, deja acum mi-a trimis consilierea declarația de presă în ceea ce privește justiția, că până la urmă să știți că justiția este o putere în stat, dacă nu știm să o gestionăm corect, corespunzător și încercăm să o canalizăm politic, pentru că astăzi așa se întâmplă, dacă suntem corecți cu noi, prin modificările la legea 303 din 2004, în 2005 Monica Macovei vine cu ordonanță de urgență și transformă numirea judecătorilor, a procurorilor din marile parchete de neadicot, le transferă în sarcina președintelui și atunci creează acele culoare judiciare. Nu întâmplător este această bătălie, pentru că vor să servească justiția, care în opinia mea trebuie să rămână putere independentă în stat și să aibă niște mecanisme de autocontrol prin CSM, pentru că ei sunt cei care, în opinia mea, sunt titularii dreptului și trebuie să-și gestioneze singur, fiind o putere de sine stătătoare. De aceea este această luptă crâncenă pe capitolul justiției. Dacă aveți întrebări pe tema asta, vă stau pe oricare temă. Domnule deputat, v-aș întreba cum s-au finalizat discuțiile între PSD și alte partide politice la nivel județean în jurul bugetului de care vorbea domnul președinte. Da, nu și asumă nimic. Practic ar trebui să iasă public să-și ceară scuze. Pentru că dacă discutăm despre buget național și buget local, PNL, repet lucrul ăsta, pentru că USR nu avem un parlament, slavă Domnului, de la Călărazic, au votat împotriva inițiativelor legislative cu privire la agricultură. Vă dau exemplu ăsta, amendament formulat de noi, susținut de mine în plenul Camerelor Reunite, iar domnul Dumitru și domnul Pantea au votat împotriva fermierilor pe care, în campanie electorală, i-au folosit ca vector de imagine, ca vector electoral, susținând că ei o să creeze acele mecanisme financiare prin buget și o să-i ajute așa cum ar trebui. Pentru că seceta din 2019 nu a afectat doar culturile înființate în toamna anului 2019, a afectat și culturile înființate în primăvara anului 2020. Avem culturile prășitoare, porumbele, care au fost, cel puțin în județul Călărași, și afectate 100%. Oamenii trebuiau să primească despăgubiri, pentru că sunt în relații contractuale cu anumite bănci, unii sunt în incapacitate de plată. Da? Trebuia să venim să ajutăm acolo, pentru că e obligatoriu, toate țările responsabile așa procedează în perioada de criză. Dar asta este realitatea. Cei de la PNL în Parlament nu au votat aceste, nu au susținut aceste amendamente, nu le-au votat. La nivel local, la fel, aceeași atitudine. Atitudine de dispreț față de bugetul Consiliului Județean. Practic, se comportă, dacă aveți în opinia mea, am mai spus lucrul ăsta, o să repet, este pentru prima oară în istoria politică în listă, când avem o reglementare neconstituțională, spun eu, cu acea anexă 703, prin care toți banii din bugetul public au fost transferați către primăriile PNL, USR, UDMN, prin anexă la buget, inițiată de Guvernul României. Aia înseamnă că noi condamnăm jumătate de țară care au votat cu PSD, ne răzbunăm prin această pârghie pe care o am la îndemână fiind la putere. Este un precedent extrem de periculos pe care l-au creat. Eu sper să-și revină și sper să regândească, pentru că există posibilitatea asta, juridic vorbind, să regândească această așezare financiară, pentru că, practic, am scindat România prin alocările bugetare. Au condamnat pe toți cei care au votat PSD. I-au condamnat din mobilul fiind cu dezbunarea, cred. Trebuie să fii rațional, trebuie să fii echilibrat când ești în funcții publice de conducere. Nu trebuie să te răzbuni, pentru că răzbunarea este arma unora pe care știți mai bine decât mine, nu o să-i nominalizez acum, să se regăsească ei în această descriere a mea. Dar atitudinea este extrem pentru mine o dezamăgire profundă. Pentru că, până la urmă, nu discutam politic, discutam tehnic. Spuneam tehnic și mă raportez strict la județul Călăraș. Ocupația principală fiind agricultura, 84% din suprafața totală acestui județ este agricolă. Și atunci trebuia să vin cu ceva finanțare pe cele două paliere, cel puțin, despăgubiri pentru 2019-2020 și finanțarea corectă lucrări
profesionist în ceea ce privește infrastructura privind irigațiile. Pentru că trebuie, numai prezența apei pe canal face enorm de mult într-o perioadă de criză, de secetă. Practic, ei au promis multe, dar au creat un buget secetos față de agricultură și, în mod special, față de județul Călăraș. Pentru că am văzut, domnul Dumitru a fost un pic secretar de stat pe la agricultură, deci avea niște cunoștințe, avea niște pârghii, avea niște, zic eu, posibilități să facă o intervenție prin care să aloce acești bani. Da, asta este. Am vedea ce se întâmplă pentru viitor, dar oamenii trebuie să știe acest aspect. Trebuie să înțeleagă. Noi ne ținem de cuvânt, ne încercăm să ne onorăm promisiunile. Credeți-mă, eu zilnic, așa cum am promis în Camera Joia, sunt aici, mâine o să merg la Oltenița. De la ora 8:30 am fost aici, audiență, cred că am avut 20 de persoane de la 8:30 până la ora 10, la fel și la Oltenița. Tot ce rezultă din Oltenița încerc să rezolv. Sunt probleme, v-am explicat la Oltenița cu drumurile și acolo s-a discus în consecință. Sunt discuții despre pensii, sunt discuții despre anumite specii pe care oamenii mi le aduc în spre cunoaștere și sigur că încerc să-i ajut pe loc. Foarte mulți dintre ei sunt multe spețe din astea punctuale și e vorba de un consult juridic. Și mă transform și în consultant și gratuit le ofer această posibilitate. Domnule, liberalii au promis aproape că la Oltenița vor să construiască un port. Din informațiile dumneavoastră, e fezabil o astfel de idee? Este necesară, zic eu, utile și oportună. Doamne ajută să fie așa. Dacă nu rămânem la nivel de declarație politică, dacă nu rămânem în zona electorală cum au făcut cu fermierii, nu e o problemă. Eu voi sprijini și noi sprijinim orice proiect de bună credință și care vine în sprijinul general al societății călărășene. Nu putem să ne opunem unor lucruri benefice, adică ar fi o problemă de atitudine și ar fi o problemă de respect față de electorat. În momentul în care cineva vine cu finanțare și vine cu un proiect care se pliază pe acea societate, da, eu cred că da. Este util și oportun lucrul ăsta în Oltenița. Mi-au ridicat mai mult această problemă din zona respectivă. Dacă există finanțare, și ar trebui să găsească finanțare, că sunt la putere totuși. Și local, administrația locală este PNL, primarul este PNL. La nivel nu guvernamental ați văzut că PNL-ul de mereu se reconduc în România. Deci ar putea să dezvolte aceste activități. Eu îi sprijin în România. Are un teren acolo? E o discuție juridică. E o discuție juridică. E o discuție juridică. Acolo, până să ajungem la pasul 2, trebuie clarificată din punct de vedere juridic această temă. Eu m-am angajat că pot să îi sprijin în ceea ce privește cunoștințele mele juridice pentru a detensiona acea procedură. Și pasul 2 ar trebui finanțare. Am vorbit și cu domnul primar de câteva ori și cu domnul viceprimar, cu cei din zona administrativă. A rămas să ne întâlnim să discutăm juridic acel contract, că sunt mai sunt niște contracte acolo pe care le-au tot denunțat. Dar sper să depășim momentul, sper să găsim o soluție și juridică și fundamental ar fi financiar. Dacă se finanțează acea zonă, ar fi perfect, ar fi util și oportun pentru locuitorii din zona respectivă. Se creează foarte multe locuri de muncă, pentru că tot din audiență vă zic, 78% vin pentru locuri de muncă. 78% din cei care vin în audiență vin pe această problemă fundamentală a lipsei locurilor de muncă. Nu așa cum se minte prin Parlament, văd unii care n-au lucrat în viața lor nimic, la 24 de ani este deputat pe anumită filieră și spune că românii nu vor să muncească. Greșit. În România nu sunt locuri de muncă și acolo unde sunt prost plătite. Astea sunt problemele de fond. Românii chiar vor să muncească, dar eu vă spun din experiență că cel puțin în audiențe, v-am explicat și de pe lucrul ăsta, 78% din audiențe rezultă solicitarea unui loc de muncă oamenilor. Aici, pe această temă.